Bun găsit la sport! Senzațională! Două titluri mondiale la natație în doar 48 de ore. David Popovici a cucerit aurul și în proba de 100 de metri liber de la Budapesta. Fenomenul Popovici, micul prinț, a devenit regele natației. Lumea întreagă e cucerită de românul care a scris istorie la Budapesta. După aurul de la 200 de metri liber, David Popovici a revenit în bazin la Budapesta și a cucerit al doilea titlu mondial. Românul de 17 ani a întors al doilea, dar a reușit să câștige cursa în fața unui francez. Doar 600 de secunde i-au despărțit pe cei doi. Părinții au ținut pumnii micului campion din România. Vă iubesc pe toți, I love you all și mulțumesc pentru că v-ați uitat. Popovici este primul înotător după aproape 50 de ani care câștigă titlul mondial la 100 și 200 de metri liber. When you came to Budapest, did you I don't know, expect to take home at least 2 gold medals? No, I don't think so, but I was positive all throughout. This is only the beginning. We've got a long, long road ahead of us.